După mult discutata rectificare bugetară, a venit rândul Casei de Asigurări de Sănătate Neamț să primească suplimentări de fonduri atât de necesare supraviețuirii instituțiilor sanitare. CAS Neamț a primit puțin peste 17 miliarde de lei vechi. Astăzi ni s-a suplimentat bugetul cu 1.739.000, asta înseamnă 17.390.000.000 pe lei vechi, ceea ce înseamnă că în luna septembrie nu vor fi probleme cu acordarea de medicamente cu și fără contribuție. Pensionarii cu pensii mici până în 700 de lei vor beneficia în continuare de medicamente compensate 90%. Cât privește programul social de compensare a medicamentelor în procent de 90% pentru pensionarii care au venituri sub 700 de lei, noi derulăm fără sincope acest program, 50% suportăm noi, 40% Ministerul Sănătății. Și se derulează, suntem cu plățile la luna iulie chiar la acest program. Ei beneficiază doar în ambulatoriu la medicamente cu și fără contribuție, pentru celelalte servicii medicale ca orice asigurat, deci nu au alte avantaje, să spunem, doar la medicamente. Cele trei liste cu compensările aprobate rămân și ele valabile. Pe sublista B, pentru că medicamentele care se suportă din fond sunt pe trei liste. Lista compensare 90, B cu 50, dar pentru pensionar este 90, cu suportarea dublă ca finanțare, și pe ce cu 100% la nivel de preț de referință. Luna septembrie este asigurată din punct de vedere financiar în sistemul sanitar.